Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Și anunță că vârsta celor infectați cu noul coronavirus scade, media fiind 46 de ani. Pe de altă parte, numărul copiilor confirmați cu această boală este în creștere. Partidul Acțiune și Solidaritate a înregistrat la Comisia Electorală Centrală grupul de inițiativă pentru susținerea candidaturii Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Uncia de aur a ajuns la prețuri record de până la $2000. Asta pentru că din ce în ce mai mulți investitori cumpără aur de teama unei crize economice majore provocate de pandemie. Încă 120 de paturi vor fi puse la dispoziția pacienților în stare gravă suferind de COVID-19. Aceste locuri sunt disponibile de mâine la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga din Chișinău. Ministerul Sănătății anunță că vârsta celor infectați scade, media fiind 46 de ani. Și numărul copiilor confirmați cu noul coronavirus este în creștere. De la debutul pandemiei s-au înregistrat 2073 de cazuri. Acum în Republica Moldova sunt 9625 de persoane care suferă de această boală. În acest moment, în stare gravă sunt 469 de pacienți, adică 4,7% din numărul bolnavilor. Majoritatea celor infectați, peste 82%, au forme ușoare sau sunt asimptomatici. Potrivit Ministerului Sănătății, pentru a nu aglomera instituțiile medicale, s-a luat decizia ca pacienții până la 65 de ani cu forme ușoare ale bolii și fără comorbidități să fie tratați la domiciliu. Pentru ultima perioadă se observă o întinerire a cazurilor. Asta ar însemna că avem o diferență semnificativă în grupele de vârstă de la 20 la 40 de ani. Coronavirusul este mai răspândit în rândul femeilor, 58,8% din cazuri. Dintre acestea, 288 sunt gravide. Datele arată că în mediul urban sunt înregistrate mai multe persoane pozitive, 67%. Jumătate din cazurile raportate în ultimele două săptămâni au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Specialiștii atenționează că se observă și o creștere a îmbolnăvirilor în rândul copiilor. S-a depășit deja pragul de 2000 de infectări. Cea mai afectată grupă de vârstă este cea de 11-17 ani, dar dacă ne uităm atent, deci și vârsta de sub un an este destul de afectată, având practic 10%. De acum înainte, externarea persoanelor confirmate cu COVID-19 având forme clinice ușoare și medii se va face după 10 zile de la apariția simptomelor și încă 3 zile fără simptome, fără a fi testate la externare. Persoanele asimptomatice se plasează în izolare doar 10 zile, iar acele care au suportat infecția COVID se scot din autoizolare numai devreme decât după 3 zile de ameliorare a stării sănătății. De la debutul pandemiei s-au înregistrat 355 de cazuri de import, dintre care 50 numai în ultimele două săptămâni. Cele mai multe sunt din Turcia, Germania și România. Cei care revin din zonele roșii vor fi nevoiți să stea în autoizolare timp de 14 zile, chiar dacă doar tranzitează țara cu un nivel înalt al infectării. Lista țărilor cu risc epidemiologic va fi reînnoită la fiecare două săptămâni. Toate țările care au un indicator sau o incidență mai mare de 50 de cazuri la 100 de mii de populație, automat se clasifică ca țară cu transmitere intensă a virusului și intră, așa zisă, zona roșie. Până acum, în Republica Moldova s-au înregistrat 37.208 cazuri de infecție cu COVID-19. 1.008 persoane au murit din cauza complicațiilor provocate de virus, dar 71% din cei infectați s-au vindecat. Premierul Ion Chicu a reacționat în premieră după valul de acuzații că ar fi organizat nunta fiului său în plină pandemie. N-a fost o nuntă, a fost o masă de sărbătoare, a spus Ion Chicu la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova. Mai mult, premierul dă asigurări că au fost respectate deciziile Comisiei pentru situații excepționale. Petrecerea a avut loc în aer liber și nu au fost mai mult de 50 de invitați. La emisiunea Punctul pe azi, premierul Ion Chicu a recunoscut că a organizat vineri o petrecere cu ocazia nunții fiului său la o cramă din apropierea Chișinăului. Într-adevăr,
pe data de 28 august a fost organizat un eveniment, așa o masă, să zic, de sărbătoare. Copiii sau tinerii au vrut să-și oficializeze căsătoria, deci sunt soț și soție, și cu această ocazie au vrut cu cei mai apropiați oameni, și să vă spun. Deci, pe 28 să organizeze o masă. Deci nu este nuntă, nici după formă, nici după conținut. Și mire și mireasă. Ok, toate regulile impuse de comisie au fost respectate, inclusiv numeric. Eu doar vreau să vă spun că fiul meu, deci la acest eveniment, au participat exclusiv, cum să zic, unchii și mătușele lui. Vă spun așa cum este, adică sora mea și doi frați și o soră a soției mele. Deși au fost filmați numeroși angajați ai Serviciului Protecție și Pază de Stat, care au blocat accesul spre localul unde a avut loc petrecerea, premierul spune că s-au respectat toate normele legale. Dar cât de legal este ca angajații SPPS plătiți din banii publici să păzească un eveniment privat? Eu cred că întrebarea respectivă trebuie adresată la serviciu dat, care nu este în subordine guvernului. Eu am toată siguranța că s-au respectat toate protocoalele. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale pe perioada stării de urgență în sănătate publică, sunt interzise anunțile și cumetriile, dar este permisă organizarea petrecerilor cu un număr mai mic de 50 de persoane. Mai mulți deputați ai opoziției au depus sesizări la Procuratura Generală și Inspectoratul Național al Poliției, cerând sancționarea organizatorilor petrecerii date cu ocazia anunții fiului premierului. Un elicopter smurd din România a transportat de la Soroca la Chișinău un bărbat de 46 de ani care a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe aproape toată suprafața corpului după ce s-a electrocutat. Cum s-a desfășurat misiunea aeromedicală, vedeți mai târziu în telejurnal. Partidul Acțiune și Solidaritate a depus astăzi la Comisia Electorală Centrală actele necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidaturii Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Noi nu mergem în această campanie doar ca să participăm. Noi nu mergem în aceste alegeri ca să facem publicitate sau ca să ne răzbunăm pe cineva. Noi mergem în aceste alegeri ca să câștigăm. Ca să câștigăm împotriva hoției, a sărăciei, a nedreptății. Ca să aducem oamenilor încrederea în ziua de mâine. La evenimentul de lansare au participat deputați, primari, consilieri municipali, dar și oameni de cultură. Maia Sandu a candidat și în 2016 la funcția de președinte al țării, când a obținut aproape 48% din sufragii. Până acum, mai multe formațiuni și-au anunțat pretendenții pentru cea mai înaltă poziție în stat. Andrei Năstase este candidatul platformei DA. Tudor Deliu candidează din partea PLDM, iar Mișcarea Unirea va merge în bloc la alegeri. Intenția de a participa la alegeri și-au anunțat-o primarul de Bălți, Renato Usati, dar și deputatul independent Octavian Țicu. Un gest care poate salva vieți. Peste 400 de militari au marcat cei 29 de ani de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova, donând sânge. Asta în condițiile în care, din cauza pandemiei, numărul donatorilor s-a redus. Conducerea Armatei Naționale susține că de la an la an, tot mai mulți militari aleg să devină donatori permanenți. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din Chișinău a fost astăzi neîncăpător pentru militarii Armatei Naționale care au vrut să doneze sânge și plasmă. Lor li s-a alăturat și Alexandru Pânzar, ministrul apărării, care spune că este donator de la vârsta de 16 ani. S-au înregistrat 430 de donatori. Deja bobocii vom număra seara. Mulți dintre militari spun că au donat sânge de multe ori, dar gândul că acest efort de o jumătate de oră poate salva viața cuiva îi motivează să se întoarcă la centrul de transfuzii. Cred că pentru orice om de bună credință este important să salveze o viață. Dar reușindu-și că una din sarcinile armatei este pentru sarcina de bază a Armatei Naționale este și pentru apărarea patriei și inclusiv și în sprijinul poporului Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova.
Noi suntem gata, permanent suntem la datorie. De două ori pe an vin la centru de transfuzie pentru donare, având și o grupă mai specifică, întâia negativă, iar de fiecare dată când vin, am niște emoții separate, ținând cont de faptul că poate cineva se bazează anume pe aportul meu. Printre participanții la această campanie au fost și femei. Olga Guruc spune că donează pentru a 13-a oară. A înțeles cât de important poate fi acest gest pentru viața cuiva atunci când sora ei a ajuns în situația de a avea nevoie de o transfuzie. Asta o șansă de a da cuiva o altă șansă. Șansă de viață, de a fi fericit, de a iubi. Asta e cel mai important. Puncte de colectare au fost puse și la dispoziția militarelor din Bălți și Cahul. În total au fost 8 centre în care s-au colectat sânge și plasmă. Iar astăzi militarii sunt cei care dau repetat o lecție de bunăvoință și de bunul simț până la urmă, de a contribui și fiecare dintre noi poate să salveze vieți doar printr-o donare de plasmă sau de sânge. Conducerea Centrului Național de Transfuzie îndeamnă în continuare populația să doneze sânge și plasmă pentru că spitalele au mare nevoie. Sunt așteptați în special bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani care s-au vindecat de noul coronavirus. Un scurt circuit puternic ar putea să lase pe un bărbat de 46 de ani cu sechele pe viață. Victima, un electrician din Soroca, are arsuri de gradul 2 și 3 pe aproape toată suprafața corpului. Bărbatul aflat în stare extrem de gravă a fost adus de urgență la Centrul Republican Leziuni Termice din Chișinău. Misiunea a fost executată de un elicopter SMURD de la Iași. Intervenția a avut loc aseară, starea de sănătate a pacientului s-a agravat și de aceea a fost solicitat ajutorul unui echipaj aeromedical SMURD din România. Atenție aici, atenție aici! Ridicăm de spate, ușor să fingem. Pacientul din Chișinău, specialist electric, a venit la carieră de la Slobozia Cremeni. Și la transformator s-a accidentat, a fost un scurt circuit electric, s-au prins hainele și a primit o arsură termică aproximativ de 80%, o arsură foarte mare. Pe parcursul zborului, victima a fost monitorizată de echipajul aeromedical și nu au apărut complicații. La Chișinău, elicopterul a aterizat pe stadionul Dinamo, de unde victima a fost preluată de medicii specializați. În cursul zilei de ieri a suferit un accident prin electrocuție, 80% suprafață corporală, într-o stare extrem de gravă, ce a necesitat transfer la centrul de arși din municipiul Chișinău. Pacientul a fost însă stabil și l-am adus în siguranță aici la Chișinău. Bărbatul de 46 de ani a fost transportat la Centrul Republican Leziuni Termice al Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. De la începutul anului, aceasta este a 15-a intervenție aeromedicală SMURD România pentru cetățenii Republicii Moldova. Directorul stației de epurare din Chișinău nu are un răspuns la întrebarea de unde tot apare mirosul insuportabil care chinuie pe locuitorii orașului. El susține că stația funcționează normal și că duhoarea nu provine de acolo. Așa că, după câteva săptămâni, autoritățile locale încă nu sunt capabile să identifice sursa acestei poluări. Mirosul urât care s-a făcut simțit din nou în oraș în luna august rămâne o enigmă pentru autorități. Multe dintre explicațiile oferite oficialilor sunt doar la nivelul de presupuneri. Municipalitatea încă îl mai caută pe vinovat. Oamenii vor un răspuns foarte clar. De ce a reapărut mirosul? Vom avea astăzi, până la sfârșitul zilei, repet, analizele, cele 47 de analize, vom vedea rezultatele lor, vom studia și vom reveni cu informație pentru ziua de mâine, dar, repet încă o dată, mirosul nu a parvenit de la stația de epurare, deoarece au întreprins un șir de măsuri care le cunoașteți deja, nu mai mă repet la capitolul dat, și noi monitorizăm, vreau să depistăm și noi
cele focare de miros neplăcut care a apărut în municipiul Chișinău, așa din senin, să-i spunem. Mâine vor fi făcute publice rezultatele probelor prelevate de la câțiva agenți economici în perioada 27-29 august. Asta după ce s-a stabilit că mai multe firme varsă în rețeaua publică de canalizare ape uzate cu concentrații de poluanți de 10 de ori mai mari decât norma admisă. În acest mod s-ar putea afla dacă aceasta ar fi una dintre cauzele apariției mirosului insuportabil din Chișinău. Între timp, lucrările de modernizare a stației de epurare au orașului trebuiau să se încheie luna aceasta, dar sunt în întârziere. Mii de turiști se bucură pe litoralul românesc al Mării Negre de vremea splendidă, numai bună pentru plajă. Multe hoteluri sunt aproape pline pentru că și prețurile sunt mult mai mici decât în sezon. Un reportaj de vacanță la început de toamnă vedeți imediat în Telejurnal. Mii de studenți din Belarus au manifestat la Minsk în ziua când s-a dat startul pentru noul an școlar și universitar. Tinerii au denunțat puterea autoritară a președintelui Alexandru Lukashenko, care se confruntă de aproape o lună cu o inedită mișcare de contestare. Acțiunea de protest i-a reunit pe studenții mai multor universități din Minsk. Ei au încercat să formeze un lanț uman în centrul capitalei, însă forțele de ordine i-au împiedicat. S-au strâns și semnături pe o petiție adresată ministrului învățământului din Belarus, în care studenții cer organizarea de alegeri libere și transparente. Ca o formulă de compromis, Alexandru Lukashenko a propus un vag proiect de reformă constituțională, în speranța că lucrurile se vor mai liniști. В нашему народу такие изменения. Будет у нас соответствующий совет специалистов, которые и в Конституционном суде работают над проектом Конституции. După ce a supărat Moscova cu arestarea celor 33 de mercenari ruși la sfârșitul lunii iulie, Alexandru Lukashenko vrea să reintre în grațiile lui Vladimir Putin. Acum, liderul de la Minsk îl asigură pe Putin că adevărata patrie rusă se întinde de la Brest la Vladivostok. Президент Беларуси предложил конституционную реформу. Вот, по-моему, по нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют. Lukashenko vrea să vină și la Moscova în prima decadă a lunii septembrie pentru a discuta între patru ochi cu Vladimir Putin variantele pentru ieșirea din criza majoră cu care se confruntă Belarus. Din Moscova pentru Telejurnal, Liviu Iurea. De teama unei crize economice majore provocată de pandemie, populația planetei a început să cumpere aur. Așa se asigură că banii puși deoparte nu se vor devaloriza. Asta a dus la valori record pentru uncia de aur, care a ajuns să coste și 2000 de dolari. Un lingou de dimensiunea unui telefon mobil, dar totuși cântărește un kilogram, echivalentul la peste 50.000 de lire sterline, căci despre piața britanică de aur vorbim acum. Negustorii prețiosului metal au fost în această perioadă mai ocupați ca niciodată. Right from when the pandemic first hit, the demand went through, I think we did more business in that period, or sold more gold and silver in that month or 2 months than we had in the whole year. Spectrul unei crize economice mondiale provocată de COVID-19 și nesiguranța locurilor de muncă au făcut ca prețurile la aur și argint să sară în aer. În luna iulie, pe piața americană, uncia de aur s-a vândut cu 2000 de dolari, un preț record în istoria tranzacțiilor cu acest metal prețios. I mean, gold is seen as a safe haven. Because it always very slowly but surely goes up. It has outperformed FTSE, it's outperformed the interest rates, it's an inflation hedge. And in fact, people used to say that an ounce of gold price is about the same price as a very good suit. So 50, 100 years ago, whatever the ounce of price was of gold would have bought you a nice suit, tailored or whatever. And even now, you know, at sort of 1,400, 1,500 pounds, it's roughly the same. So it always has the same spending power, unlike cash, which is in the bank and basically falls in value. Trecuți deja prin criza de acum 12 ani, cei cu dare de mână și nu numai și-au învățat lecția. Aurul și argintul nu își vor pierde niciodată valoarea.
A fost ziua marii redeschideri pentru restaurante și cafenele în majoritatea zonelor din România. De ieri se aplică reguli noi atât pentru clienți cât și pentru angajații localurilor. De exemplu, distanța dintre mese trebuie să fie de cel puțin 2 metri, iar la fiecare masă nu pot sta mai mult de 6 persoane. Sunt însă și localități unde restaurantele și cafenelele rămân închise din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus. Patronii restaurantelor nu au așteptat publicarea noilor reguli în Monitorul Oficial și au început pregătirile din timp pentru a putea deschide localurile. O masă da, o masă ba, în sensul în care o masă poate fi ocupată de 6 persoane maxim, iar cea masa de lângă trebuie să fie liberă și în acest sens mesele sunt special semnalizate. În interior nu vor putea fi mai mult de 50 de persoane, iar afară pe terasă nu mai mult de 100. La masă, dacă stai așezat cum sunt eu în acest moment, nu trebuie să porți mască, însă masca este obligatorie la intrare, la ieșire și dacă mergi la toaletă. Este interzis ca meniurile, olivierele sau solnițele să fie transferate de la o masă la alta. De asemenea, e interzisă interacțiunea, adică dansul și consumul la bar. Fiecare masă trebuie să aibă dezinfectant și să fie marcate circuite de intrare și ieșire, acolo unde există spațiu. La Timișoara, proprietarii de restaurante au așteptat cu nerăbdare dar 1 septembrie ca să-și poată primi clienții și în interior. Probabil că e un semn de la Dumnezeu că și plouă și poate lumea va intra în restaurante cu ocazia aceasta. O așteptăm de 6 luni aproape. Ne bucurăm, chiar dacă sunt condiții restrictive și nu vom putea funcționa la capacitate, probabil că undeva maxim la 50% din capacitate. Avem deja oaspeți. Ne bucurăm să-i avem aproape și sperăm să țină în continuare tot așa, să nu se schimbe vreo lege. Restaurantele și cafenelele rămân închise, însă în zonele unde sunt mai mult de 1,5 cazuri de COVID la 1000 de locuitori. Este cazul la 2 localități din Bistrița. Comuna Rebra are 3000 de locuitori și în ultimele 2 săptămâni aici s-au înregistrat 7 noi cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, așa că singura unitate de alimentație publică din comună, această cafenea, rămâne închisă. Marinel Rus și-a deschis această cafenea în urmă cu 3 ani. Pandemia a lovit foarte tare în afacerea lui. 2 luni și 3 săptămâni am fost închis total, după aia numai cu terasa și acum că am sperat să deschidem, uite că nu deschidem. Restaurantele au fost închise din 17 martie, adică de mai bine de 5 luni. În starea de urgență, aproape 200.000 de angajați din industria ospitalității au fost în șomaj tehnic și au revenit la muncă doar pe terase. Potrivit reprezentanților industriei Horeca, pierderile se apropie de 3 miliarde de euro. Vreme de vară și pe litoralul românesc al Mării Negre, unde mii de turiști s-au bucurat întreaga zi de plajă. Septembrie a adus și prețuri mici, astfel că multe hoteluri sunt aproape pline. A fost o vară care a început cu stângul din cauza pandemiei, iar încasările sunt cu până la 30% mai mici față de anul trecut. Prima zi de toamnă a semănat izbitor cu una dintre cele mai frumoase zile de vară. La prânz, termometrele au arătat pe litoral 28 de grade Celsius, iar apa mării a fost la fel de caldă ca în timpul sezonului estival. Vremea frumoasă a convins mii de turiști să fie pe plajă la început de septembrie. Mulți au ales stațiunile din sudul litoralului, unde e mai liber. E așa aglomerat, sezonul în plină desfășurare și prețuri mult mai bune. În această perioadă e temperatura foarte bună, apa foarte caldă și am ales stațiunea asta că e mai lejeră. Alții au preferat să se relaxeze la piscină, unde își pot supraveghea și copiii mai ușor. Este o perioadă foarte bună, vremea ține cu turiștii. Nu pare că este toamnă, tocmai de asta am ales. E foarte plăcut afară. Odată cu debutul toamnei, la malul mării, prețurile pentru cazare și servicii turistice au scăzut cu până la 65% față de vârful sezonului, datorită programului Litoralul pentru Toți. Temperaturile sunt la fel de mari ca la începutul lunii august. Sunt hoteluri care au grad de ocupare 95-98%, sunt și hoteluri care au 60%. Anul acesta, prin programul Litoralul pentru Toți, cel mai mic preț este de 45 de lei pentru cazare pe noapte, pentru o persoană. Sunt mai permisive ofertele, în sensul că, nu știu, nu mai avem obligativitate la prânz sau obligativitate la cină. Oferim posibilitatea, nu știu, de vouchere la aquaparcurile din stațiune. Pentru cei mai mulți hotelieri, din cauza pandemiei și a restricțiilor, sezonul estival 2020 a fost cel mai greu. Mulți au avut încasări și cu 30% mai mici față de anul trecut.
Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Victoria Ocară și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!